la 402. Stors definitiv. De câte ori treci pe lângă șniții, poți să te apleci și să o tragi de uger. Dar nu uita, se obișnuiește să-ți încălzești mâinile înainte să mulci o capră și întotdeauna... Foarte interesant, Polly, mulțumesc. Dar încă nu le-am spus cum să-și încline capul în poziția corectă ca laptele să ajungă direct în gură. Nu mint. Nici nu mi-am închipuit că minți. Bun, acum că ați auzit totul de la Polly despre clubul caprei șniții, cine vrea să se înscrie? Nu e amuzant deloc. Îmi pare rău, draga mea, se pare că ești singura membru a clubului șniții. Ha? Eu nu sunt membru, eu organizez clubul pentru ceilalți. Pot să beau cât lapte vreau acasă. Bine, cine vrea să se înscrie în clubul de film al școlii? Am înțeles că anul acesta ne vor prezenta niște filme minunate. Filme, ha? Scuze, scuze, am crezut că e vorba de clubul la grafii de birou. Deci, clubul de film. Don, Penny, Polly. Domnișoară Graves, acum dacă mă gândesc mai bine, probabil că nu au atâtea filme în Lituania, așa că nu vin. Următorul club este cel al bunului iepuraș. Oh, asta e clubul meu. Și al meu. O să vă distrați foarte tare în clubul bunului iepuraș. O să mergem prin tot cartierul și o să-i ajutăm pe cei bolnavi. Facem cumpărături, curățenie și le golim olițele de noapte. Olițele de noapte? Mai, nu mai am cerneală. Ce-ar fi să vă hotărâți ce club vreți și să-mi spuneți mai târziu? Cred că clubul de grădinărit este distractiv. Nu mi-am cultivat niciodată legumele proprii. Da, este singurul club în care mănânci ceea ce produci, cu excepția lui Neil Fotley, căruia îi place să mestece de pe jos în clubul solului. Hei, am ales clubul de grădinărit pentru că e singurul în care nu s-a înscris Polly. Veniți înapoi, pierdeți partea cea mai interesantă. Ce s-a întâmplat? Păi, doamnă, n-am nicio idee. M-am hotărât să mă înscriu în clubul de film și a venit rândul meu ca să aleg filmul. Așa că m-am consultat cu prietenii mei lituanieni, cinefil, Tinga și Dardu. Aha. Și bineînțeles am ales mult premiatul și celebrul film Șboblă, întoarce-te acasă. Șbobel, întoarce-te acasă. Se pare că e un film încântător. Păcat că l-au ratat. Dar dumneavoastră îl puteți vedea. Haideți, dați drumul la film. Din nou. O să fie foarte distractiv. Mai ales de când se ocupă domnișoara Clonic. Este amuzantă și drăguță și bolnavă. Nu. Nu vă faceți griji, o să fiu chiar eu în locul ei. Desigur, și mie îmi pare rău că va pierde toată distracția pe care o vom avea. Domnul Besser se ocupă? Miroase ciudat. Poate că a lucrat cu fertilizanți până acum. Bună idee, Freddy. Poate că o să aduc niște fertilizanți. Chiar munciți mult. Da, așa e. Într-o zi o să adunăm recolta și o să avem legume bune și gustoase de mâncat. Aha, și nu uitați să păstrați una dintre ele ca să intrați în concursul de grădinărit. Concurs? Este un concurs? Sigur că da, iar premiul întâi este de $100. $100? Mulțumim pentru ajutor, domnule Besser. Ajutor? Pleacă, rândul ăsta este al meu. Tu ia-l pe ăla de la umbră de acolo. Dar acolo nu o să crească nimic. Pe unul l-am eliminat. Niciodată n-am mai făcut ceva asemănător. Nu știu ce semințe să aleg. Nici eu. Eu o să plantez roșii. Dacă le îngrădesc și le ud alternativ, o să obțin o aromă minunată și o recoltă foarte bogată. De unde știi? Am citit o carte despre grădinărit. Mi-am închipuit că nu putem pune cartofi acolo. Unde e apa? Uita!
Uitați-vă la amărâtele alea de roșii. Dacă erau fertilizate și împrejmuite, acum erau frumoase și zemoase ca ale mele. Și ia uite ce salată! Oribilă! Și uite în ce hal arată fasolea aia. E clar că n-au testat deloc solul. Ce păcat! Ar trebui să scriem la comisia școlară. Nu trebuie să ne servească o fasole ca asta. Poate că ar fi mai bine să sărim peste prânz. De ce nu-mi arăți cum se cresc plantele? O să mă ajute să verific rădăcinile să nu fie atacate de insecte. Nu, pe mine o să mă ajute. Ba, o să mă ajute pe mine. Știi ceva? N-ar trebui să ne batem pentru Nancy. Ba da, băteți-vă, băteți-vă. Da, a apărut dintr-o sămânță micuță, i-am dăruit dragoste și îngrijire, iar acum este o mare și o uriașă chestie portocalie. Foarte impresionant. Scuzați-mă, domnule Besăr, dar ăsta nu e dovleacul dumneavoastră, este dovleacul meu. M-am gândit că nu se poate să ai grijă de el cât vei fi în detenție. Dar nu sunt în detenție. Încă o vorbă despre dovleacul meu și o să ajungi acolo. Hei, unde te duci? Apucă-te de privit buruienile. Nancy, Nancy, frunzele mele au găuri peste tot. Se pare că cineva nu a șers frunzele cu oțet alb. V-am prevenit că într-o zi vor apărea insectele. Știu, trebuia să te ascult. Nu-i nimic. Noroc că sunt aici. Taie frunzele afectate și poți să dai cu oțetul meu. Mersi. Nancy, Nancy, o să te iau după școală. Mergem la Miami. Miami? Bunică ta și-a făcut ochii. Dar ce s-a întâmplat cu ochii ei? Vrea să fie mai tânără, așa că și-a operat pungile de sub ochi. Nu știu nimic de pungile ei, dar cui pasă? Mă duc la Miami. Tocmai ți-am luat temele de la domnișoara Graves. Nu-ți face griji. Cine-și face griji? Plec la Miami. Dacă sunt la bunicii mele în Miami, wow! Cu 6 piscine și 8 terenuri de tenis. Și grădina noastră? Fiți atente la vârfurile alea galbene și spălați cu oțet frunzele. Și pentru că eu am făcut o treabă atât de bună, udați-le bine în fiecare zi. Și când o să câștig premiul cel mare, o să-l împart cu voi. Și dacă apare ceva și nu ne descurcăm, ce facem? O să vă descurcați. Prima mea zi în Miami va fi consacrată bronzului de bază. A doua zi o să mai adaug un strat de bronz pentru a căpăta o nuanță ciocolatie. A treia zi sper să-mi amintesc să-mi las în jos bretelutele costumului de baie ca să nu mă bronzez cu dungi. La început bunica va avea niște bandaje, dar când și le va da jos o să-i spui că arată minunat, bine? Știu, chiar dacă unul dintre ochi o să fie după ureche. Exact așa. Nancy, ia niște ton. Al doilea raft pe stânga. Sau, dacă vrei, salată de ouă, raftul de jos pe stânga. Și ia și niște salată de cartofi, este pe ușă. Miroase, o să vezi dacă mai e bună. Bine, mama, altceva? Am terminat de șters praf în dormitor. Cum? Vrei să spui că nu e curat în casa mea? Eu încerc doar să ajut. Mai pot să te ajut cu ceva? Da, pot să verifici ca nimeni să nu afle că mi-am făcut ochii. Dacă cineva o să observe, o să-i spun că am avut cataractă. Ce e cataracta? Nu e nevoie să știi. Tot ce trebuie să știi e că dacă te întreabă cineva, îi spui că am operat-o. Bine, asta nu e ceea ce era în vasul de plastic roz de pe raftul de jos în spate, nu? Aș fi vrut să fie Nancy aici. De unde să știm că nu trebuie să mai udăm? Habar n-am. Poate găsim cartea pe care a citit-o Nancy. Bună idee! Parcă a spus că a luat-o de la biblioteca din centru, care este exact lângă Rialto, unde rulează Sally Nu te uita sub pat. Da? Ce tare! Stai! I-am promis lui Nancy că o să-l vedem împreună. Și vrei să o aștepți până se întoarce din Miami? Dacă mă gândesc mai bine, ar fi trebuit să stea aici dacă vrea să vadă filmul ăsta așa de mult. Eu sunt la piscină. Trebuie să mă apuc de bronzat. Scuze, iubito, azi nu te bronzezi. De ce? Vremea e excelentă. Nu! Așa e la Miami. Acum e soare, într-un minut plouă. Și într-un minut e soare?
Cine știe, între timp poți veni cu mine. Unde merge? La Comsky, este în comisia directorilor. Vreau să-i fac reclamație lor nezimring din clădirea 5B. Nu închide niciodată toboganul de gunoi. Avem furnici și musculițe din cauza ei. Haide! Pare distractiv, dar cred că o să stau aici. Bine, iubito. Dar ai grijă să nu-ți pierzi pofta de mâncare. La ora 4 mergem să mâncăm la Wufi. N-ar fi trebuit să o primesc pe Zimring. Aveam un loc atât de frumos aici. Iată că vin trei fete frumoase. Soli! Nancy, când ai ajuns aici? Azi dimineața. Și când pleci? Sâmbăta viitoare. Ce drăguț! Nancy, când ai ajuns aici? Azi dimineață. Și când pleci? Sâmbăta viitoare. Ce drăguț! Azi dimineață, sâmbăta viitoare, da, drăguț. Soare, soare, te rog să ieși. E rândul tău, Silvia. Ai mâna... Ha? Cum? Dă volumul mai tare. Ai 4 optari, 3 nouari și... De ce nu spui puțin mai tare? Nu cred că te-a auzit toată lumea din clădirea 11. Dacă m-am operat de cataractă, crede că am probleme cu auzul. Auzi la ea. Nancy, de ce nu vii să ajuți pe bunica? Mă duc să văd care mai e treaba cu rufele. Bine, dar dacă iese soarele, am ieșit imediat? O să mă grăbesc. Dragă, nu uita să nu treci prin fața ușii lui Nettie Bloomberg. Ea vrea să știe tot ce se petrece. Ai auzit ce a dăruit Charlie Jordan soției de ziua ei? Nu! Ce? Ce? O operație la ochi. Ea crede că noi nu știm. Nu mai joc. Nancy, adu-mi, te rog, picăturile pentru cataractă. De ce picături pentru cataractă? Apropo, Silvia, nu ne-ai spus niciodată ce doctor te-a operat. Era greu să-i descifrez numele cu toate problemele mele cu cataracta. Frate, chiar că Nancy a pierdut un super film ieri. Da, vrei să mergem să jucăm popice? Sigur. Și cum Nancy nu e aici ca să înscrie, poate va câștiga una dintre noi. Știu, dragă, știu, îți spun toată ziua badadabum, badadabum. Noroc că pastilele mele pentru dureri de cap sunt energizante. Mă duc afară să văd cine mă nebunește cu badadabum, badadabum. Hei, fetițo, cum te cheamă? Nancy. A cui ești tu, dragă? Sunt nepoata Silviei și a lui Sol. Și când ai ajuns aici? Ieri dimineață. Și când pleci, dragă? Sâmbăta viitoare. Ce drăguț! Ei bine, nepoata Silviei și a lui Sol, te reclam, să știi. Cum? Ce-am făcut? Ai încălcat regulile, nu te joci cu mingea. Sunt la mine în birou încercând să fac testul gratuit pentru densitatea oaselor și nu mă pot concentra cu tot banana bumbul ăsta care îl faci. Îmi pare rău, n-am știut că e o regulă. De ce crezi că sunt puse regulile acolo, de dragul meu? Le-am citit anul trecut, nu mi-am amintit regula aia. În fiecare lună venim cu câte 2, 9. Și dacă mi-iese luna viitoare, o să aducem înapoi animalele de casă și o să scăpăm de copii. Bucură-te de șederea la căsuțele regale, spuma mării. Mulțumesc cerului că nu pot să văd. Îmi pare foarte rău. Silvia, nu am crezut niciodată că vom primi reclamații. Îmi pare foarte, foarte rău. Acum când intrasem în jocul cardurilor bune. Jocul lui Goldman? Doi dintre ei bărbați sunt în comisia directoare a căsuților spuma mării. Dar acum nu mai știu. Ei, nu mi-aș face probleme. Crezi că sunt perfecți? Am văzut că Goldman al tău are reclamație pentru că trăgea cu ochiul și pentru că a furat cupoanele din ziar. Goldman? E minunat! Sol, acum avem cu ce să-i scoatem ochii. Pot să fii sigură. Hei, unde-i zâmbetul ăla frumos? Nu suntem supărați. Nu? Sigur că nu. Acum du-te la joacă. Nu. Cred că o să stau aici la colț și o să mă încrunt până când o să-mi amintesc toate cele 375 de reguli și oricum plouă. Ba nu, nu plouă! Minunat!
Veniți la mine, razelor, și bronzați-mă peste tot! Stai, oprește numărul 39! Regulile sunt reguli, trebuie să te reclam! Nu, nu! Am numărul și casca și nu e pentru adulți, doar timpul pentru not! Dar n-ai făcut duș, dragă! Mai ușor, domnule Miller! Degetele mele nici măcar n-au atins apa! Mă întorc! Numărul 39! Renunț! Ce am mai greșit de data asta? Am respirat? Asta e permis! Vroiam doar să-ți urez distracția plăcută! Deci pot să not eu acum? Minunat! Că poți să rămâi aici peste noapte după ce mergem la concert. Super! Mâine putem să venim și să verificăm grădina. Nu e nevoie, arată foarte bine. Da, de când am învățat ce poate apărea dacă o uzi prea tare. Nancy, soarele ăsta e foarte puternic, o să... Mulțumesc! Cred că bunica ta de-abia așteaptă să-și dea bandajele jos. Desigur? Sunt sigură că arată cu 10 ani mai tânără. A zis că dacă nu arată cu 20 de ani mai tânără, o să-l dea în judecată pe doctor. Am zis că și-a făcut operație estetică. E aproape gata, aproape gata. E? Cum arăt? Arăți minunat, mamă. Arăt cu 20 de ani mai tânără? Hei, când o să mă vadă la plimbare cu o tipă bine ca tine, toată lumea o să spună: Sol, ești tare! Oh, Sol! Pe bune? Tu zici că sunt bronzată? Știi, când ești în Miami, poți să stai și la umbră, că tot capeți un bronz frumos ciocolatiu. Oh, iată-le pe Jordan și Gabriel, o să crape când o să vadă bronzul. O să-ți arăt mai târziu liniile bronzului meu. Bună, fetelor! M-am întors de la Miami. Am vrut să vă sun aseară, dar am întârziat avionul. Parcă am lipsit 1000 de ani. Arătați bine! M-am distrat de minune! Am notat! Plaja știți cum e! Deci, ce am pierdut? Ce mai face grădina mea? Ce e aici? Sunt supra-saturate cu apă și îngropate în pământ? Am crezut că o să aveți grijă de roșiile mele. Da, dar ne-a luat ceva timp ca să găsim combinația perfectă. Cred că nu ați petrecut mult timp gândindu-vă la asta. Normal că da, am venit aici în fiecare zi. Da, am venit aici înainte să mergem la film și apoi înainte să mergem la bowling. Și nu uita că ai mai și dormit la mine. Corect, și mai e și... Fetelor, dar s-au îndumblat multe cât am fost eu plecată. Da, și noi am fost de două ori la Mamsis. Mamsis? Ce e asta? Ah, da, ai dreptate, nu știai, erai plecată. Corect. Eram la Miami. Vreți să-mi vedeți dungile de la bronz? Îți amintești? Îmi iau două și o aripioară de pui. A? Ce înseamnă asta? Nu pricep. Gin. Gin? Glumă între noi. O să câștigi cu siguranță. Poate că ți-a rămas doar o păstaie de fasole, dar e minunată. Nu, nu, salata ta o să câștige. Doar să arunci frunzele galbene de la suprafață. Dacă arunc frunzele galbene, nu mai rămân cu nimic. Nancy, drăguțe, ridici. De fapt, trebuiau să fie roșii. Îmi pare rău. Da, bine. Oh, uite niște locuri pentru noi. Scuze. Te cred. Nici o problemă, sunt destule locuri. Hei, hei, Nen, stai lângă mine. Oh, nu râdeam de tine. A fost o glumă între noi. Gin! Iar câștigătorul premiului de $100 pentru cea mai frumoasă legumă de grădină este... Succes! Succes! Și trebuie să spun că ați făcut cu toții o treabă foarte bună, dar câștigătorul este magnificul dovleac uriaș! Am câștigat, am câștigat! Dovleacul ăsta e ale meu! Eu sunt marele câștigător! Domnul Besări este doar un excroc mare!
Domnule Besser, nu vine să cred. Încerc să-ți asum meritele lui Sanjay? Nu, vroiam să iau banii pentru el. Mie mi se pare că e cam firat. Puteam să câștig dacă nu mă tărai tu să văd Sally nu te uita supat. Eu? Eu am fost aceea care am vrut să spălăm frunzele. Da, păi m-am zis, locul tău preferat e mizerabil. La fel și glumele făcute de tine. Hei, Nezi, frumos bronz!